guys. Don't want the truth. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și mulțumesc onoarei vizitei președintelui Camerei Senatului, domnul Ciucă Nicolae. Cu îngăduința dumneavoastră, reprezentant al prefecturii, vă rog să ne îngăduiți să începem această investitură cu o slujbă. Vă mulțumesc! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care cu negreita Ta bunătate și cu înțelepciunea Ta ai purtat de grijă poporului nostru român, ca să faci din el un popor ales al Tău și ai dat spre moștenire țara aceasta și ai întemeiat în ea biserica Ta, întru care se slăvește numele Tău. Și prin ea ai sfințit pe strămoșii noștri și ai făcut vrednici ca să slujească Ție Dumnezeului nostru. Caută cu milă din Sfântul Tău locaș asupra țării acesteia, asupra orașului nostru și asupra cetățenilor ei, care cu credință cheamă numele Tău cel Sfânt în ajutor. Însuflă celor aleși iubire de țara noastră cea binecuvântată, de poporul român întru care ai binevoit și pentru biserica Ta ca prin ea să se rostească voia Ta cea sfântă și ocrotirea pe care totdeauna ai binevoit a o da cu bunătate poporului român. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, în ceasul acesta și precum ai auzit cu bine, cu bunătate rugăciunile strămoșilor noștri când chemau mila Ta și ajutorul Tău. Și binecuvintează-i pe cei aleși, ca să fie ei lucrători spre slava Ta și spre folosul obștesc al poporului român celui binecredincios și spre folosul urbei acesteia, ca toți să Te slăvim pe Tine, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și să strigăm Ție din adâncul inimilor, slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul de bine în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne ajută. Doamna secretar, vă rog. Să începem ședința prin ascultarea imnului național. Thank you.
doamnelor și domnilor. Întâi de toate, aș dori să mă prezint. Sunt Matăciun Lilian Alina, șef serviciu în cadrul instituției prefectului. Și am să dau privire din ecuația desfășurării ședinței. În conformitate cu dispozițiile articolului 116 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, prin ordinul prefectului numărul 608/18/2024, modificat prin ordinul 626/21/2024, consilierii locali validați prin încheierea pronunțată de judecătoria Giurgiu în ședința din Camera de Consiliu din 16/10/2024 au fost convocați pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, astăzi 24/10/2024, ora 12:30. La ședință participă 17 consilieri, din cei 18 consilieri locali, validați din totalul celor 21 de consilieri locali care compun Consiliul Local al Municipiului Giurgiu. Absentează motivat domnul Leafu Marius Dănuț. Potrivit încheierii sus menționate, judecătoria Giurgiu a invalidat mandatele unui număr de 3 consilieri locali, respectiv domnului Angelescu Adrian Valentin, Barcu Nicolae și Sândulescu Petronela Marinela, ca urmare a renunțării la mandat înainte de validat. În conformitate cu prevederile articolului 116, alineat 4 din aceeași UG 57/2019, ședința pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de 2 dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din evidențe, rezultă că cel mai în vârstă consilier local este domnul Ciobanu Lazăr, iar cei mai tineri, domnul Ionescu Dragoș Marian și domnul Dobrescu Ionuț Cristian, pe care îi rog să ia loc la masa prezidiului pentru a conduce lucrările ședinței de constituire. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, îmi revine onoarea de a conduce prima parte a lucrărilor ședinței din Camera de Consiliu de la 16 octombrie 2024. 24. Așa, în urma validării prin încheierea pronunțată în ședința din Camera de Consiliu din 16-10-2024 de judecătoria Giurgiu, următorii 18 consilieri locali declarați aleși. După cum urmează, Dumitrescu Silviu Andrei, Partidul Național Liberal. Muscaru Ionel, Partidul Național Liberal. Damian Marian, Partidul Național Liberal. Sârbu Adelina Veronica, Partidul Național Liberal. Țigănilă George, Partidul Național Liberal. Ciobanu Lazăr, Partidul Național Liberal. Gâdea Gheorghe, Partidul Național Liberal. Nicolae Florian, Partidul Național Liberal. Pălălău Gheorghiță Sterian, Partidul Național Liberal. Cioacă Ionuț, Partidul Social Democrat. Leafu Marius Dănuț, Partidul Social Democrat. Vucă Emil, Partidul Social Democrat. Chelu Ion, Partidul Social Democrat. Ionescu Dragoș Marian, Partidul Social Democrat. Bratu Bogdan Laurențiu, Alianța pentru Unirea Românilor. Dobrescu Ionuț Cristian, Alianța pentru Unirea Românilor. Final, Laurenția Sorina, Alianța pentru Unirea Românilor. Câinaru Codruț Victor, Uniunea Salvați România. În conformitate cu articolul 116, alineatul 5 din codul administrativ, consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, depun jurământul prevăzut la articolul 117 din codul administrativ în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local.
În ordine alfabetică sunt invitați să depună jurământul consilierului local validat după cum urmați. Bratu Bogdan Laurențiu, Alianța pentru Unirea Românilor. O să vă rugăm să veniți aici unde este Biblia și Constituția. Aveți jurământul aici. Aici este jurământul, cum la stângă. Se pregătește? Jurământul. Spune, se pregătește cine? Subsemnatul Bratu Bogdan Laurențiu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ONG 57-2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Crinarul Codruț Victor să pregătește ciobanul ăsta. Semnatul Crinarul Codruț Victor, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, în conformitate cu articolele 117 din Ordonanța de Guvernul din 57-2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ciobanul Lazar se pregătește în domnul Cioacă Ionuț. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Chielu Ion se pregătește Damian Maria. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Giurgiu, așa să ne ajute Dumnezeu. Damian Marian se pregătește Dobrescu Ionuț Cristian. Sunt Marian Damian și jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dobrescu Ionuț Cristian se pregătește Dumitrescu Silviu Andrei. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Dumitrescu Silviu Andrei, se pregătește bunul finat Laurenția Sorina. Subsemnatul Dumitrescu Silviu, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa se numește Dumnezeu. Finat Laurenția Sorina, se pregătește Gâdea Gheorghe. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Gâdea Gheorghe, se pregătește Ionescu Dragoș Maria. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ionescu Dragoș Marian, se pregătește domnul Muscalu Ionescu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Muscalu Ionel, se pregătește domnul Nicolae Florian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nicolae Florian, se pregătește domnul Polonel Gheorghiță Stelian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Bunul Dumnezeu. Pădălor Gheorghiță Stelian, se pregătește doamna Sârbu Adelina Veronica. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sârbu Adelina Veronica, se pregătește pentru Țigănilă George. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Țigănilă George, se pregătește pentru Bucă Emil. Consilier municipal din partea Partidului Național Liberal, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Bucă Emil.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se constată că au depus jurământul un număr de 17 consilieri locali. Consiliul local al municipiului Giurgiu, fiind legal constituit ca urmare a îndeplinirii prevederilor articolului 118 din Codul Administrativ. Partea a doua a ședinței are ca obiect depunerea jurământului de către domnul primar Anghelescu Adrian Valentin. O invit pe doamna Mateciu Calina, șef serviciu în cadrul instituției prefectului, județul Giurgiu, să prezinte rezultatul validării mandatului domnului primar. Vă mulțumesc. În baza încheierii pronunțată în ședința din Camera de Consiliu de la, din data de 20.10.2024 de judecătoria Giurgiu, în dosarul numărul 16.044/236/2024, în numele legii, judecătoria Giurgiu validează alegerea candidatului Anghelescu Adrian Valentin în funcția de primar al municipiului Giurgiu, județul Giurgiu. Îl invit pe domnul primar să depună jurământul începând astăzi în exercițiu de drept al mandatului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Giurgiu. Așa să-mi ajute bunul Dumnezeu. Doamnei secretar general pentru a prezenta principalele obligații ce revin aleșilor locali. Mulțumesc, pe scurt am să precizez obligațiile care vă revin. Cred că le știți și dumneavoastră. Principala obligație aceea de a depune declarațiile de avere și de interese în termen de 30 de zile de la data depunerii jurământului. Totodată, obligația de a respecta regimul incompatibilităților stabilite atât pentru primar, viceprimar, cât și pentru consilieri locali, reglementate prin legea 161 din 2003. De asemenea, obligația de a respecta regimul conflictului de interese, reglementat de Codul Administrativ și de legea 161 din 2003. Pe larg aceste obligații vi le-am prezentat în materialul pe care l-ați regăsit fiecare pe masă. Vă mulțumesc! Având în vedere ceremonia de astăzi, invit participanții la această activitate să ia cuvântul cine dorește. Da, domn primar? Vă mulțumesc tuturor pentru această zi frumoasă. Mulțumesc onoare pe care ne-a făcut-o domnul președinte Nicolae Ciucă, în calitatea sa de președinte al Camerei Senatului. Mulțumesc domnului europarlamentar Dan Motreanu și tuturor parlamentarilor prezenți astăzi aici. Dar în primul rând mulțumesc alegătorilor din acest municipiu care mi-au dat încrederea cu peste 50%. Asta nu înseamnă că nu voi fi primarul tuturor coloraturilor politice și a tuturor cetățenilor. Mă bucur că avem 4 partide constituite în Consiliul Local, avem 4 opinii diferite ale doctrinelor și ale statutului, dar bănuiesc că nici un statut nu stă în calea bunăstării orașului nostru. În ceea ce privește Partidul Național Liberal, în ceea ce primește pe mine, nu o să fim reformatori
a majorărilor taxelor și impozitelor. Vom face tot ce putem în anii grei care vor veni, 2025-2026, fiindcă cunoașteți cu toții cifrele economice și cei care nu cunosc tot simt în traiul de zi cu zi, vă reamintesc că suntem aici, așa cum am fost 4 ani după o continuitate a dreptei reprezentative și la Consiliul Județean și la Primăria Municipiului Giurgiu, vom avea încă 4 ani și sper din tot sufletul să continuăm ceea ce am început. Doamne ajută! Cineva cine dorește. Domnul președinte Ciucă. Bună ziua, doamnelor și domnilor, preacucernici părinți, domnule primar, domnule europarlamentar, doamnelor și domnilor consilieri. Dați-mi voie să îi felicit pe toți cei care au depus jurământul astăzi, începând cu domnul primar și precum și pe doamnele și domnii consilieri locali. Este un moment important pentru fiecare dintre dumneavoastră, dar este un moment important și pentru primăria municipiului Giurgiu. Domnul primar era un pic pesimist, vorbind despre o situație dificilă pe care trebuie să o gestionați împreună de aici înainte. Eu nu sunt atât de pesimist, domnule primar. Vă mulțumesc! Eu am încredere că după ce ați dobândit experiență și cunoaștere în mandatul trecut, aveți în momentul de față toate premisele să puteți să asigurați coerența și continuitatea proiectelor pe care le-ați început, să vă asumați altele noi, pentru că sunt convins că atunci când ați mers în campanie, ați vorbit giurgiumenilor despre ceea ce v-ați propus să faceți în acest nou mandat. De altfel, Giurgiu este aici aproape în sudul Bucureștiului și cu adevărat merită să resimtă reverberația celui mai puternic pol economic din România. Consider că, așa cum s-a vorbit la Consiliul Județean despre un sistem de educație mai performant, despre servicii medicale mai performante, despre servicii în toate sectoarele de activitate mai bune și mai deschise, mai la îndemâna cetățenilor, prin măsuri care se ducă la debirocratizare și la un acces la administrație mai facil al cetățenilor, veți reuși să dați încredere investitorilor să vină și de la București și către Giurgiu. De asemenea, să dați încredere investitorilor din Giurgiu, pentru că și Giurgiu are un mediu de afaceri care trebuie să se dezvolte și să se consolideze. Și totodată cred că este important ca cel puțin în păstrând în minte ceea ce a dobândit în trecut Giurgiu. Am înțeles că a avut 2 combinate chimice, o industrie textilă foarte bine dezvoltată și performantă. Eu cred că dacă veți reuși să realizați un parc industrial și să pornească afacerile, poate nu cele mai mari de la bun început, dar să pornească afacerile mici și mijlocii, astfel încât să
există acea efervescență legată de oportunitățile și posibilitățile pe care le are municipiul și, de ce nu, județul. Ca atare, eu am încredere că, așa cum v-am cunoscut încă de când eram premier, și trebuie să vă spun că am vorbit de câteva ori cu domnul primar la telefon legat de solicitările pentru finanțarea proiectelor și nevoile de finanțare a primăriei municipiului Giurgiu. În acest nou mandat, cu mai multă organizare, mai multă mobilizare, cu o eficientizare a întregii activități a aparatului primăriei, cu o foarte bună coordonare cu Consiliul Județean, veți reuși să mențineți această speranță în rândul cetățenilor și veți reuși să dinamizați într-un ritm care să ducă la dezvoltarea economică, pentru că, până la urmă, despre asta este vorba, să ne dezvoltăm economic, să putem să avem locuri de muncă mai multe și mai bine plătite și acele servicii despre care am vorbit să determine cetățenii să aleagă, să trăiască și să ducă în continuare proiectele personale aici, în locul în care s-au născut. Vă felicit încă o dată, vă doresc succes și să performați așa cum v-ați angajat. Este o responsabilitate importantă pe care trebuie să o respectați în raport cu cetățenii, cu cei care v-au acordat votul de încredere pentru un nou mandat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul președinte! Doamnelor și domnilor consilieri, întrucât toate problemele ce fac obiectul ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local au fost parcurse, declar închise lucrările ședinței și vă mulțumesc tuturor pentru participare.